Acum, o fetiță care, foarte interesant, este dintr-o familie mixtă, româno-bulgară, de fapt, nu mama e bulgară, adică mamaia, am întrebat-o, cine e mama, nu mamaia, de ce și ea așa cam un sfert, dar iubește muzica armânească, tradițiile, costumele, cântă foarte frumos, pe mine mă emoționează și totdeauna am spus, poate că și noi românii am avea de învățat de la armâni, această forță a păstrării tradițiilor, această dragoste față de limbă, de obiceiuri, de costume, asta i-a făcut să reziste în timp toate vicisitudinile vieții și au plecat din Grecia, din Albania, au trecut prin Bulgaria părinții doamnei doctor, unul este Hahol, tatăl său, s-a prăpădit, a fost mama sa, bunicii mamei, bunicii ei, adică părinții mamei, fârșeroți care au venit din Macedonia, au trecut prin Bulgaria. Vă dați seama, copiii s-au născut vreo doi acolo, unul în România, o viață foarte grea, dar cu fruntea sus au știut să-și păstreze toate tradițiile și frumusețea vieții. Hai, domnișoară, hai, vino încoace, Alesia, uitați ce fată frumoasă, cu o codiță, cu un costum minunat, Lungu te cheamă, nu? Ia zic, de unde până unde cânti tu cântece armânești? Păi, prima dată când am auzit melodia armânească, mi-a plăcut și am început să cânt și eu armânește. Dar bunica nu zice, Alesia, cântă și bulgărește? Nu, chiar e încântată că cânt și armânește. Asta e, dacă nu te pune și ce cânti acum, ce melodii ai propus în microrecitalul pe care oferi numerosului public de la Teatrul Jean Bar? Păi, prima melodie se numește Câti voi, la hora armonească, iar a doua, Oi Bobo. Asta înseamnă în ce? Of, of, of. Of, 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 of. Hai să-ți dau microfonul. Alesia Lungu. Totdeauna va trebui, sau ia să pun eu așa girafa asta ca să cântați chiar la microfon, sau vrei să ai microfonul în mână, să dansezi, să țopăi de colo-colo. Hai să te văd! Succes! Alesia Lungu!